Ce mai faci? Ce ai pregătit tu acolo? Vai, ești pregătit ca omul serios, nu? Un pahar de vin roșu. Merlot. Merlot, știi bine interpretarea. Da, să știi că mi-a Mulțumesc. plăcut. Mi-a plăcut. Mi-a Mulțumesc, dar. plăcut. Da. Ia zi-mi, Narcis, cu ce te ocupi tu? Sunt statistician la Institutul Național de Statistică, Și ce Direcția faci? Generală. Numeri, faci statistica moleculelor de vin? Nu doar diverse statistici, dar e un secret de serviciu, nu o să intru în detalii, sunt mai multe cercetări. Există un plan statistic național anual în care sunt dezbătute toate temele pe care le. Foarte bine. Nu o să intrăm în problemele tale de serviciu, nu fac obiectul discuției noastre. A fost așa, o intrare, să zic. Eu am zis că intrarea este bună cu muzica aia, cu cine m-a făcut mama Oltean, așa. De fapt, ți-am propus această întâlnire, această discuție, ca să vedem cum stau lucrurile pe acolo, în zona ta, cu vin. Și am zis să începem, de fapt să începi tu să spui cum ai ajuns în zona asta vinului. E o poveste lungă, de mai bine de 10 ani, poate 15 aproape, când împreună cu nevastă mea am găsit o sticlă într-un metro, cu o etichetă destul de banală, cu ștampilă pe ea de la USMV București. Întâmplător era un vin dulce, care era comercializat la metro, era o tămâioasă românească de pietroasă. Okay. Foarte, foarte bine făcută. Am luat-o și după momentul ăsta am început să fim interesați de vin. Am început să ne plimbăm, să zic, prin diverse podgorii cu ajutorul sticlelor consumate. Așa. Bineînțeles că ne-am dus spre sec, deși inițial vinul dulce a fost deschiderea, dar, să spun, preponderent bem vin sec, fără să ne ferim de vinurile dulci. Cu demiurile Ok. stăm mai rău, dar foarte seci și foarte dulci sunt Cam. întotdeauna plăcute. Acum, hai să punem problema în felul următor. Știm foarte bine că sunt în România mulți consumatori curenți, să zic așa, care agrează vinul dulce. Care a fost motivația pentru tine sau ce anume te-a determinat ca să treci de la vinul dulce clasic la vinul sec? Așa cum ești acum obișnuit să-l consumi. Pe mine a interesat, să zic, vinul și avatarurile pe care le poate avea la un moment dat strugurele. Nu neapărat dulcele, secu sau altceva. Am încercat cam toate zonele și cam toate variantele de vinificare. Să vedem ce imagini poate să dea vinul și care ar fi ipostazele în care poate fi vinificat. Pot să spun că avem în casă la momentul ăsta și Sauternes, avem în casă și Tokaj, avem în casă, e adevărat, puțin vin dulce, mult mai mult vin sec, dar am băut și Recioto de Valpolicella, am băut vin dulce, Ok. Riesling diverse, am trecut prin cam toate variantele de vin dulce și sec. Da, e bine făcut vinul dulce, sunt multe vinuri dulci foarte bine făcute, adică Sauternes nu am ce să-i reproșez, e făcut întotdeauna excelent, deci nu am Ok. nicio plângere. Vinurile se pot face bine în oricare variantă de rest de zahăr. Am înțeles. Bun. Deci, cum ai început tu în lumea vinului? Păi am început de la un cadou făcut de soție. Ok. Lenu este numele soției și la un Asta moment este. dat mi-a făcut cadou un curs de somelieri cu Sergiu Nedela. Ok. Și am ajuns pe la București, am stat vreo 6 săptămâni cu maestru, unde am aflat lucruri frumoase, interesante, extraordinare și la un moment dat mi-am amintit că sora mea a terminat horticultura. Și cu ani în urmă îmi povestea că avea un profesor, Băducă, profesorul de enologie, Constantin Băducă, profesor care întotdeauna la cursuri le dădea să deguste câte ceva. Ei, la fiecare curs, trebuiau să îi spună părerea vis-a-vis de niște vinuri care se lucrează încă în Facultatea de Horticultură, în fiecare an se vinifică tot felul de probe. Sunt multe cercetări cu vin. Eu am vinificat într-un an cam 31 împreună cu domnul profesor Băducă. Wow.
s-au făcut vinuri la modul vinificat, cozi separat de vârfuri. S-au făcut multe încercări ciudate, cu tăieri diferite în vie. În sfârșit, ideea e că la momentul ăla mi-am adus aminte de profesorul Băducă și de faptul că omul încerca să împrăște dragostea de vin la fiecare student cu care se întâlnea. Și am vorbit cu sora mea mi-a făcut rost de numărul de telefon, sora mea a terminat prin 2001, în sfârșit chestia asta se întâmpla prin 2015, 14 de fapt, spre 15. Și după momentul ăsta am vorbit cu profesorul, l-am întrebat dacă mă primește să audiez niște cursuri. Tu de fapt doreai să participi la cursuri? Voiam să învăț mai mult. Sau să intri în contact cu mai multe vinuri pe care să le deguști? Nu, am vrut să înțeleg mai mult despre modul de a face vin, nu neapărat să degust alte vinuri, pentru că oricum avem acces la o mulțime de magazine, deci nu era o problemă, dar în momentul în care am ajuns la Sergiu, a fost un moment în care, când am ajuns la Sergiu, noi băuserăm, să zic, vreo 1000 de sticle, vreo 1000 de etichete diferite erau băute la momentul ăla, dar nu... Noi eram foarte organizați, nu era nimic sintetizat foarte, foarte clar. Da, era informație, dar era o informație împrăștiată cumva și... Și deci ai primit acceptul de a participa la acele cursuri? Da, fără niciun fel de problemă. Și am ajuns la cursurile de elaborare, limpezirea și stabilizarea vinului. Asta în ce an era? În anul 2014 spre 15. Ok. Bucata până în 15. În sfârșit, am prins un semestru întreg unde am venit la fiecare oră. Și profesorul... Ca omul serios. Băi, era interesant. Foarte, foarte interesant. Profesorul plin de informație, dispus să te învețe. Dacă aveai întrebări, răspundea la orice întrebare. Stăteai în cramă, intrai în cramă, vedeai cum se naște vinul. Pentru că gustul final al vinului e ceva, dar până la acel gust există 1000 de pași cu gusturi diferite. Zici la un moment dat că ai pierdut vinul și că n-are nicio treabă cu ce se va întâmpla. Nu. Până se naște un vin, sunt multe chinuri și multe imagini diferite. Am înțeles. Ce ți-a făcut ție cel mai mult din cursul pe care l-ai avut cu profesorul respectiv? Mi-a plăcut faptul că niciodată nu se va termina într-un anume fel modul de a interpreta un strugure. În fiecare vin pui strugurele, care până la urmă strugurele apare în discuția cu vinificatorul ca un pretext. Iar tu faci cu strugurele ce vrei, dacă ai libertatea să faci ce vrei. Pentru că în momentul în care ești nevoit să faci profit într-o cramă, va trebui să treci din asta. Dar în facultate lucrurile sunt altfel văzute. Adică încercăm să scoatem ce putem mai mult din strugurele ăla sau ce vrem noi să scoatem din strugurele ăla. Deci, dacă tu ai spus că în facultate, nu știu dacă la un moment dat sau în total, ai avut 31 de probe sau cam așa parcă... Vreo 31 de probe am făcut. Înțeleg că toate acele probe au fost niște încercări ale tale de a te juca cu... Nu au fost ale mele, erau cercetările profesorului la care am participat și le-am lucrat împreună. Nu eu le-am făcut. Deci la care ai avut tu acces. Da, ideea este următoarea. Domnul profesor nu... putea să facă singur totul. Și spunea ce vrea să facă. Dar dacă urmăreai în tocmai ce spunea să facă, la un moment dat aveai doză de libertate mai mare, pentru că știa clar că vei face ceea ce vrea să facă și avea încredere că lucrurile vor merge așa cum și le-a propus. La un moment. Am înțeles. Așa, la modul general, poți să-mi spui prin ce difereau acele probe una de alta? Inclusiv facilitatea volatilă se... este diferită la un moment dat. Totul se schimbă. Deci diferă foarte. Ai folosit drojdii diferite? Ai folosit temperaturi diferite? Sau... În general, cu temperaturile nu am putut să ne jucăm foarte tare. Nu avem temperatură controlată în beciul facultății. Așa. Dar am lucrat cu drojdii diferite, am lucrat cu enzime diferite, am lucrat cu cantități de sulf diferite. Hai să te atrag în zona în care mă interesează pe mine mai mult. Ai zis de drojdii diferite. Cum se aleg drojdiile astea atunci când cineva, un enolog, un vinificator, vrea să facă un vin bun? În mod normal, dacă folosim drojdiile de pe piață, nu este foarte, foarte complicat. Cu cât o drojdie este mai bine documentată,
cu atât îți este mai ușor să o alegi în contextul în care ai de gând să o aplici. Ce adică, înseamnă mai bine documentată? De exemplu, sunt drojdii care îți spun că sunt saharomice să cer revizie și că îți garantează 14 volume alcool. Și cam aici se termină discuția. Sunt drojdii, să zic drojdii, să le spunem levuri, pentru că în facultate e o nebunie, sau mă rog, în învățământul oenologic românesc sunt delimitări conceptuale. Atunci când vorbim de levură, înseamnă că e celula vie. Când vorbim de drojdii, ar trebui să fie sedimentul după ce și-a dat obștesc cu sfârșit levura în activitatea mirulată de okay. a face. Okay. Deci vorbim de levuri. De levuri în momentul în care sunt vii, levuri selecționate în diverse locuri. Noi am lucrat cu levuri franțuzești de la Sodinal, am lucrat cu spaniole de pe la Grovin, am lucrat cu italiene, SDL, alte game, mai multe game italiene. În sfârșit, ideea este că în momentul în care o levură este foarte bine documentată, ți se spune cam ce cantitate de aciditate volatilă aștepți la un moment dat, ți se spune care e temperatura la care tu nu vei avea aciditate volatilă mare, adică ok, îți spun foarte clar, păstrezi temperatura până în 20 de grade la un roșu ușurel, vei avea aciditate volatilă minimală și vei avea arome fructate în direcția asta. Dacă treci de 22 de grade, aciditatea volatilă va fi un pic diferită, dar aromele vor merge în altă direcție. Și okay. ai la un moment dat o schemă cu 5 direcții unde ți se spune ce se va întâmpla în funcție de diversi factori. Ok. Uite, vreau să te provoc cu următoarea întrebare. Noi cei care suntem în lumea vinului suntem foarte curioși să vedem ce înseamnă tipicitatea de soi. Și o să îți dau un exemplu clar, tipicitatea soiului fetească neagră. Adică să vedem care este vinul făcut din soiul fetească neagră care ar putea să reprezinte cel mai bine acest soi. Și eu cu altcineva școlit, așa, mi s-a spus, dom'le, diferă foarte mult de drojdiile folosite. Acum, problema este, pot să găsesc drojdii, sau mă rog, levuri, ca să mă corectez, levuri care să fie neutre, să nu influențeze parametrii soiului, caracteristicile soiului fetească neagră, luat ca exemplu? Da, există și atunci când vorbim despre vinuri, vorbim despre cele trei tipuri de arome. Vorbim de aromele primare, care în mod normal vin de la strugure și pe care okay. în momentul în care noi ne dorim să vorbim de specificitate de soi, ca să zic așa, ar trebui să le avem prevalent în vin. După care avem niște arome secundare obținute din procesul de fermentație, care în general sunt date de drojdii. Și sunt date de să zic, metabolizarea levurii la un moment dat și de modul în care ea își face metabolismul. Dar, în general, fiecare levură vine și cu aroma ei. Contează și cantitatea de levură folosită, pentru că, de obicei, se joacă undeva între 20 de grame la 100 de litri și vreo 40 de grame la 100 de litri. Dacă depășești cele 20 de grame minimale și te duci spre 40, o să ai arome în partea secundară mult mai pregnante. Se va duce mai mult în partea de drojdie, de prăjiturică, biscuite, brioșe și alte lucruri de genul. Ok, de patiserie? Pe acolo. În general, patiserie, de la patiserie, să zic, pâine spre lucruri mai dulci. Cam acolo. Uh-huh. Ok. Povestea alea terțiare? Iarele deja ajungem la maturare și învechire, unde avem partea de butoi vaniloase, afumate. Bun. Uite, am avut o experiență anul trecut, mi-aduc aminte și data, 8 aprilie 2019, am avut o degustare de vinuri din soiul Crâmpoșie selecționată și au fost câteva vinuri care au avut aroma de Sauvignon Blanc, unul sau două din ele, și unul dintre ele a avut, era foarte asemănător cu un Riesling de Rhin. Și am rămas surprinși noi cei prezenți acolo. Deci n-am fost numai eu, am fost 13 persoane. Și am rămas surprinși. De la ce ar putea să vină aromele astea? Poate să fie dintr-o utilizare
nepotrivită sau necorespunzătoare a grojdilor din cantități sau grojdia nepotrivită, din ce ar putea să fie? Este foarte probabil să fi fost folosită o drojdie care punea în evidență caracterul tiolic al strugurelui, pentru că aromele de Sauvignon Blanc vin din zona tiolilor și în momentul în care tiolii sunt cei care sunt puși în evidență de levură, este foarte probabil să avem mirosul de Sauvignon Blanc, care dă la un moment dat undeva în parte de floare de soc, mă rog, să nu zicem pipi de pisică, e puțin, cineva e sensibil la chestiile cu pipiul de pisică. Ok, floarea de soc, am reținut. Știm care este mirosul. Oricum, floarea de soc uscată se duce destul de aproape de litiera de pisică. Ok. Dacă aromă. Dar oricum, aromele tiolice, există drojdii care evidențiază aromele tiolice. Și deci, în cazul acela, poate nu a fost bineînțeles, a fost folosită o drojdie nepotrivită sau cantitatea de drojdie n-a fost potrivită? Nu neapărat. În momentul în care folosești drojdia, poate că asta a fost alegerea vinificatorului și a vrut să emboseze aroma în direcția tiolică. Am înțeles. Am înțeles. La urmă, totul ține de o asumare a ta ca vinificator. Până la urmă, ai atât de multe drojdii încât poți să folosești ce vrei. Categoric. Într-adevăr, e important să și vinzi ce ai produs, dar la un moment dat pentru că vrei să trăiești. Și va trebui să faci ceva să placă la un moment dat cuiva. Ok, bine. Întrebările mele, întrebările vin pe fondul acesta, că noi încercăm să determinăm ce este caracteristic pentru un vin din fetească neagră. Revin iar la soiul fetească neagră. Mie mi se pare că, sau cel puțin pentru mine, care am degustat destule vinuri din acest soi, n-aș putea să spun în momentul de față că am identificat ceva care ar putea să fie o caracteristică a acestui soi. Și mă gândesc că poate ar trebui să fie folosite niște drojdii neutre în cantitățile stabilite de un specialist adevărat, un enolog, un vinificator, și atunci să pot determina care este caracteristica soiului fetească neagră regăsită în vinul respectiv. Eu nu am reușit să găsesc acest lucru. Nu o spun cu toată sinceritatea. Din păcate, nici noi nu am băut o fetească neagră despre care să spunem asta e fetească neagră. Toată lumea vorbește despre fetească neagră ca fiind un fanion pentru soiurile românești. Dar lucrez cu fetească neagră de vreo 2 ani, la modul mai serios, dar niciodată nu am lăsat fetească neagră vinificată singură. Pentru că întotdeauna, sau poate asta a fost fetească la care am avut acces, fetească a fost oarecum mai apoasă, e adevărat, nu păcătuiește cu o coajă groasă și nu păcătuiește cu un corp extraordinar, dar mi se pare ușoară. Cel puțin în zona Olteniei mi se pare foarte ușoară și nu mi se pare ok să o las singură. Întotdeauna am avut un plus de merlot, am măcar 15% spre 40% merlot. Te înțeleg, dar pe de altă parte, întrebarea mea este, vizează un aspect clar. Eu cred că întâi trebuie descoperit soiul fetească neagră, adică trebuie descoperit în vin soiul fetească neagră, și după ce îi cunoaștem toate caracteristicile lui, după aceea cred că se impune sau putem să ne jucăm cu vinul din acest soi, cupajându-l cu vinuri din alte soiuri. Dar condițiile în care la momentul actual nu stăpânim foarte bine ce e fetească neagră, care sunt caracteristicile acestui soi în vin, mi se pare un pic prematur ca să vorbim de o cupajare și să nu lăsăm să se exprime el. Adică mă gândesc că încă mai este de lucru la acest soi până să descoperim adevărat toate valențele. Din punctul meu de vedere, este un soi greu de vinificat. Cam toate soiurile cu roșii cu coaje subțire sunt mai instabile și mai greu de vinificat dacă nu ai toate condițiile. Este greu, adică consider că este greu din cauza că poate, dacă are pielița subțire, înseamnă că nu are o cantitate foarte mare de antocian și tot ce înseamnă.
Asta... Nu neapărat. În momentul macerării poți să extragi până la un punct fără probleme și partea de antocian și cam toată partea polifenolică. Adică vorbim de partea de culoare și partea de aromă. Dar la un moment dat, cuticula lipidică aflată în jurul semințelor dispare și în momentul în care sămânța nu mai are în jurul ei protecția cuticulei lipidice, tot ce înseamnă extragere de tanin este foarte mult dus în zona amăruiului, pentru că vom începe să extragem tanin amar din semințe. Și am înțeles. Din încercările noastre, mă rog, probe mici, nu probe foarte mari, cam ce trece de o săptămână, 8 zile la fetească neagră, începe să se ducă în zona de amar. Și am înțeles. Asta e limita, cel puțin okay. A noastră tehnologică la momentul ăsta. Da. Am întâlnit și niște vinuri din soiul fetească neagră care aveau o notă mai pronunțată de condimente. De la ce vine această notă de condimente? Poate să vină nota de condimente de la un 15% și raz permis într-un... Să presupunem... Bun, plecând de la premisa că vinificatorul a fost corect. Plecând de la premisa că este soi 100% fetească neagră. Este posibil ca într-un vin 100% fetească neagră să apară aceste note de condimente sau pur și simplu este determinată de acest permisibil maxim 15%? Posibil să ajungă această aromă iute și din butoi. Modul în care a fost tratat baricul poate să meargă într-o zonă mai iute. Am înțeles. Taninii lemnului de stejar și locul de origine a stejarului poate să dea nuanțe gustative diferite. Cei mai mulți preferă... Da, spune. Cei mai mulți preferă, să zic, stejarul de limuzin pentru că îl știe toată lumea că se folosește mai mult în școli și lumea știe cam care ar fi rezultatul, dar în momentul în care mergi pe stejar american, mergi pe stejar de Transilvania, mergi pe stejar de la Cehi, în momentul în care te obișnuiești cu respectivul lemn, știi clar ce vei aștepta în vin, dar se folosește limuzinul pentru că e odată lemnul ceva mai rar, structura lemnului, și permite o microoxigenare mult mai eficientă și enologii cunosc maniera în care lucrează respectivul lemn. Nu mai au nevoie de experiență de câțiva ani să înțeleagă ce se întâmplă, dar în mod normal lemnul are influențele lui, iar fetească neagră fără lemn e puțină pe la noi, din ce am văzut eu. Și am probat. Înțeles. Din nefericire nu am băut fetească de Uricani. De lângă Iași nu am băut niciodată. Am înțeles că ar fi o cantitate minimală pe un hectar și ceva, poate oricum sub 2 hectare, unde există o fetească extraordinară la care n-am avut acces. Am înțeles. Când am mai discutat noi, mi-ai zis că sunt 10 criterii de diferențiere a levurilor? Sau de selecție a levurilor? În esență, sunt cam 10 criterii. Vreau să profit de ocazie și să le prezinți acum. O să încerc să mi le amintesc pe toate. În mod normal, cam toate levurile selecționate trebuie să aibă o rezistență nativă la sulf, pentru că în momentul în care sulfităm strugurii sau mustul pentru a inhiba flora spontană, flora indigenă, și ne apucăm să însămânțăm drojdia, drojdia noastră va trebui să se bată un pic cu un mediu ostil, plin de sulf. Ok. Și ăsta ar fi primul criteriu, o rezistență nativă la sulful din... Este criteriul cel mai important sau... Nu, este unul dintre criterii. E, să spun, criteriul necesar, dar nu neapărat cel mai important criteriu. Okay. La un moment dat poți să încerci să adaugi drojdia selecționată fără să inhibi drojdia spontană. Nu e cea mai bună soluție, pentru că o să ai o competiție destul de nedreaptă. Tu vii cu o mumie pe care o pui în mijlocul unora care sunt vii și mănâncă, da? E mai ciudat un pic. Ok. Este unul dintre criterii. Un alt criteriu, de fapt, când vorbim de selecția drojdiilor, sunt două lucruri, levurilor, două lucruri care contează. Contează să fie în stare să consume în totalitate substratul, în esență vorbim de zaharurile pe care le conține mustul, așa. Și
În al doilea rând, ne interesează să lase cât mai puține elemente nedorite în urma acestui demers. În concluzie, adică? Ne interesează să mănânce zahărul, dar să nu facă aciditate volatilă multă. Ne interesează hidrogen scurat. Ne interesează, de exemplu, să nu facă foarte multă spumă. Ne interesează să nu fie aderentă spuma pe suprafața vaselor, pentru că la un moment dat tot ce rămâne aderent în momentul în care scade nivelul lichidului va face mucegaiuri și alte lucruri în neregulă. Am înțeles. Și ne interesează, de exemplu, să meargă la temperaturi scăzute în momentul în care vorbim de drojdii pentru levuri pentru vinal. Ne interesează temperatura scăzută și ne interesează că ea să aibă putere fermentativă la temperaturi scăzute. Ne interesează la un moment dat să reziste la presiune osmotică, pentru că sunt levuri care rezistă la peste 350 de grame de zahăr la litru și se simt confortabil și acolo reușesc să facă vin. Sunt sușe care ajung la 600 de grame de zahăr la litru și fermentează. E adevărat, nu fermentează în 5 minute, nu fermentează într-o săptămână. Fermentează ca la toca, esenția, câțiva ani, dar reușesc să facă câteva grade de alcool în condiții unde nimeni nu reușește să supraviețească, pentru că ajung la plasmoliză. Am înțeles. Ne interesează să reziste la presiunea de CO2, pentru că sunt levuri pe care le avem selecționate pentru producția de vin spumant. Și atunci duc 6 atmosfere și la 6 atmosfere sunt în stare să lucreze. Sau la 3 jumate, sau la 3, dar lucrează. Okay. Sunt altă chestie care ne interesează. Ne interesează să fie în stare să reziste în ceea ce metabolizează. Adică, ok, fac alcool, dar nu toate levurile reușesc să reziste la cantități mari de alcool. De exemplu, levurile Cloichera apiculata duc 4 grade alcoolice, dar după 4 grade alcoolice nu reușesc să supraviețuiască în alcool. Și atunci ce se face? Adică ce face enologul? După ce termină cu drojdia asta până la 4 grade, după aia folosește o altă drojdie? Există și fermentații scalare. Da. Se folosesc de ceva vreme unde se fac însămânțări succesive sau chiar în același timp însămânțările și una dintre sușe rămâne blocată pentru că e mult mai puternic ca a doua și în competiția asta se mișcă și ea, dar mult mai încet. Există și varianta asta, dar nu preferăm să ajungem la 4 grade cu levurile apiculate pentru că mănâncă foarte mult zahăr. Normal, standardul acceptabil pentru noi este de 17 grame de zahăr pentru un grad alcoolic. Stai, mi-a venit o idee. Să presupunem că avem un must roșu de la niște struguri care au fost foarte, foarte copți. A fost o toamnă lungă, să zicem, și mustul rezultat are o concentrație foarte mare de zahăr. Nu s-ar putea folosi aceste drojdii ca să mai mănânce din alcool și să-l aducă din zona de 16-17 grade, să-l aducă într-un final până în 14, maxim 15 grade? Am putea încerca o chestie de genul ăsta, dar nu știu dacă ar fi cel mai dezirabil rezultat din punct de vedere al produselor secundari de fermentație. Vorbim de partea de hidrogen sulfurat și de partea de aldehid acetică. Deci există un risc foarte mare ca din folosirea acestor levuri să rezulte niște reziduri secundare, da? Am zis bine? Așa să fie cu influență negativă asupra produsului finit, adică a vinului. Da. Ăsta ar fi motivul pentru care folosim levurile selecționate și pentru că noi le cunoaștem oarecum foarte, foarte clar în cele mai multe. Dar rezidurile astea nu apar de la fiecare tip de levuri? Ba da, dar în momentul în care se face selecția, de obicei se preferă levurile care aduc o foarte mică modificare în zona de aciditate volatilă, hidrogen sulfurat, spumă și genul ăsta. Ok, am înțeles. Continuă atunci dacă mai sunt alte criterii de diferențiere. În mare, cam astea sunt. Am înțeles. Bun, acum, hai să vedem, vreau să aflu punctul tău de vedere despre ce înseamnă cu adevărat termenul teroar. Adică, dacă noi în România
Avem un producător care face un vin din fetească neagră, din Merlot, din Cabernet Sauvignon și folosește drojdii selecționate aduse din afară. Putem să spunem că acel vinificator face un vin de teroar? E o discuție care comportă multe aspecte. În momentul ăsta... Riscuri cumva sau? Riscuri doar să strici prietenii la un moment dat. Alte riscuri nu există. No. Narcis, eu aș vrea să primez de la tine niște răspunsuri sincere, pentru că vreau ca oamenii care ne vor asculta după ce vom termina această discuție, vreau să primească niște informații corecte. Adică să știe să analizeze și decizia să le aparțină, dar măcar să știe că decizia să fie luată în cunoștință de cauză. Deci, okay. Eu sunt subiectiv în momentul ăsta, nu sunt o autoritate în materie. Vorbesc strict din punctul meu de vedere. Ok. Ok. În momentul ăsta, întâmplător, Lenu are un examen la teroar. Chiar urmează. Succes! Își lucrează, mulțumit. Își lucrează în momentul ăsta portofoliu. Și am înțeles. Ne aude soția ta acum? Este la calculatorul în spatele nostru, lucrează la... Am înțeles. Discuțiile despre teroar sunt de mult, dar să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la 1855, când am avut noi în partea de Bordeaux prima clasificare a vinurilor. A existat un singur criteriu pe vremea lui Napoleon al III-lea. Câți bani ne dau englezii pe respectivul vin? Englezii fiind niște comercianți extraordinari, care dădeau cât făcea vinul. După ce au lămurit ei, ok, englezii cumpără în partea de Medoc cam tot și o bucată mică din Graves. Că, întâmplător, în Graves se întâmplă o chestie minunată. Chestia minunată, Chateaubriand, stăpânul, sau să spunem, marele posesor al Chateaului Aubriand, era prieten cu John Locke. Și John Locke bea constant cu omul și îi promova vinul în Londra. Okay. Oricum a fost singurul șateau din afara Medocului care a avut ce să caute în discuția despre vinurile premium la momentul ăla, pe care englezii erau dispuși să cheltuie bani. Okay. După treaba asta, au studiat mai mult ce este diferit, care este partea de sol, care sunt aspectele climatice, care sunt aspectele umane, practicile vitivinicole care pot să schimbe vinul într-o direcție dezirabilă. Okay. Oricum, vorbim de niște caracteristici geopedoclimatice la care se adaugă întotdeauna și factorul uman. Atunci când vorbești de teroare, există și un factor uman. Iar factorul uman vine cu munca și vine și cu partea de promovare. Pentru că există un puternic teroar publicitar, ca să spunem așa. Și noi suntem la început. Acum nu este marketingul. Putem să-i spunem marketing, dar există noțiunea de teroar publicitar. E prima dată când aud de termen, da? Vorbesc serios, chiar am tradus la un moment dat, împreună cu o prietenă bună, care în Franța, am tradus o bucată, să zic, un eseu pe marginea terorului publicitar. O să ți-l trimis și ție. Mulțumesc frumos! Promit! Și o să vezi că sunt dezbătute lucrurile foarte, foarte frumos, mergând cumva pe direcție filozofică, Gaston Bachelard, foarte, foarte interesantă toată mișcarea. M-ai făcut curios! E extrem, extrem de interesant. Deci este extrem, extrem de interesant. Dar teroarul publicitar este o dimensiune a teroarului de mare, de mare finețe. Și, de exemplu, ce pot să spun eu din punctul nostru de vedere, din punctul nostru de vedere strict senzorial, am observat că în România, de exemplu, sunt trei gusturi oarecum diferite de Cabernet Sauvignon. Este Cabernet Sauvignonul de Dealul Mare, este Cabernet Sauvignonul de Sâmburești, și este Cabernet Sauvignonul de Miniș. În rest, cam toate lucrurile seamănă cu unul dintre cele trei. Indiferent de unde îl cumperi, vei constata că se duce cu gustul în zona asta. Ori spre Miniș, ori spre Dealul Mare, ori spre Parcă. Okay. La fel am văzut trei gusturi la Tămâiasa Românească diferite. Da, dar acolo sunt și clone diferite. Okay. Drăgășeni, Pietroasa și Cornari.
Narcis, sunt recunoscător pentru toate informațiile astea. Ne apropiem de final. Sunt convins că vei avea disponibilitatea să mai discutăm pe subiecte de genul ăsta și știu că ești foarte ocupat, trebuie să pleci undeva acum, așa că ne oprim aici și îți mulțumesc și îți urez o după amiază plăcută în continuare. Vă mulțumesc mult pentru provocarea, Tiberiu, și oricând va fi cu plăcere. Trebuie să menționăm încă o dată tot ceea ce am vorbit, tot ce am este spus. Este punctul tău de vedere. Este punctul de vedere subiectiv. Nu sunt o autoritate în domeniu. Ok, am reținut. Sunt iubitor de vin. Sunt iubitor de vin și să zic, avem un singur, la momentul ăsta zic, avem un atu amintat în sticlă și dinspre dop și din partea cealaltă. Dar am înțeles. E o lume mare și o camă de plăcere. Bun. Bine. Mulțumesc mult, numai bine. Îți mulțumesc foarte mult. Îți urez o după amiază plăcută și numai vinuri bune. La fel, sănătate maximă, numai bine. Bine.